fericire după această medalie. Așa este, sunt foarte fericită, am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul pentru care am plecat și acum rămâne să mă bucur de mica vacanță pe care o am, ca mai apoi să revin în sala de antrenament și să-mi continui drumul către Tokyo. Cum a fost concursul și atmosfera de la Minsk? Sincer să fiu, a fost un concurs ușor pentru mine. Am avut ceva probleme cu lumina, cu sala, m-aș fi așteptat să fie o sală mult mai performantă pentru nivelul acestei competiții, mai ales că au fost cei mai buni din Europa acolo și m-aș fi așteptat să fie condiții mult mai bune. Am avut ceva probleme cu lumina, după care am ușor am zis, fie ce-o fi, dacă trag cu încredere, sigur se vor duce. Și așa a și fost. De asta și în final am început un pic greoi, pentru că încă mă reglam, nu știam, nu prindeam încă momentul ăla. Și când am prins, pe urmă le-am dat drumul cu sânge rece, cum se spune. E totuși un record european. Da. Era și acesta un obiectiv? Nu era un obiectiv, oricum nu mă gândeam recordurile europene, că oricum tot eu le dețin pe toate, adică nu m-am gândit la asta, dar sunt mândră că am reușit să ridic și să rămână acolo de depășit pentru alții peste 4 ani, poate chiar de mine. Ce urmează pentru tine acum? Urmează o mică vacanță și după aceea va urma o perioadă de antrenament, să zic mai intensă, până la finalul anului, ca la început anului viitor să fiu într-o perioadă, cum să zic, un descreștere așa din punct de vedere al antrenamentelor intense. Pentru că trebuie să am grijă acum foarte mare cu presiunea care se va pune pe mine cu antrenamentele, cum le voi face să nu ajung să fiu foarte obosită atunci. Că și aici avem o problemă, dacă ajung la Jocurile Olimpice epuizată, am ajuns degeaba, am pierdut 4 ani. Da, simți că acum deja vei fi cotată ca una dintre marile favorite la competiții, o să schimbă puțin postura, va fi presiune mai mare? De câteva luni sunt, cel puțin la nivel european, sunt favorită pentru că am câștigat tot ce s-a putut câștiga. Dar la nivel mondial sunt de temut, pentru că în finale, cel puțin, am șanse foarte mari. Ele știu chestiile astea, dacă am prins finala e medalie. Și atunci, într-adevăr, poate să fie o ușoară presiune, dar momentan nu o simt. De ce să zic? Mă bucur de ce am reușit să realizez. Încă simt adrenalina tuturor concursurilor pe care le-am câștigat în ultima perioadă și nu-mi dau seama de ce mi se întâmplă, să zic, să mă apuce emoțiile, să mă apuce presiunea. Încă n-am ajuns la nivelul ăla. Ai fost pe apelul delegației României. Cum ai caracteriza evoluția din punct de vedere al echipei Team România? Ce să zic? Am fost surprinsă plăcut de toți. Vreau să zic că absolut toată lumea și-a dat interesul și s-au concentrat maxim pentru a reuși să ajungă la competiții. Știu că anumite sporturi au un arbitraj care nu este fair play de fiecare dată și din păcate au simțit pe pielea lor. Iar în rest, cei care au muncit și care meritau medalii au venit cu medalii acasă. Că se putea mai bine, da, putea să fie mai multe medalii, dar totuși să ne mulțumim și cu ce am reușit să aducem acasă, pentru că a fost foarte bine. Am dat dovadă de că suntem o echipă unită, că suntem o echipă frumoasă și care poate să ducă numele României peste tot și să fie auzit imnul.